Hello, ce faceți, dragilor? Astăzi vreau să vorbim despre Fotografom și de anume despre cel mai nou interviu de pe blogul meu, care este cu Raul Craiovean. Așa cum îl descriu pe blog, el este fotograful naturii, al minimalismului, al poveștilor și al momentelor speciale pe care doar în anumite locuri din natură, neatacate încă de către turiști, le poți descoperi. Eu așa l-am cunoscut acum ceva timp, pe vremea când lucram la F64 și când l-am abordat pentru a îi promova fotografia pe pagina de Facebook și pe blog și prin diverse alte locuri. Este fotograful care reușea la vremea respectivă, când eu lucram acolo, să rupă orice record și să ia mii de like-uri pe fotografii. Pur și simplu, năucea orice. Mi-a rămas la suflet la momentul respectiv prin faptul că era foarte emotiv, își vedea de treaba lui, era șocat de succesul pe care îl avea și pur și simplu un băiat care își vede de treaba lui și atât. Și asta mi-a plăcut întotdeauna la fotograf și la oameni în general. Interviul pe care îl veți descoperi pe blogul meu este unul foarte, foarte sincer, în care veți afla că el este fotograf de natură pentru că îi place călătoria și a reușit să combine două hobby-uri foarte, foarte mișto să facă asta. A încercat și fotografia de eveniment, dar nu se simte foarte bine printre atâția oameni și fotografiind atâția oameni. Și eu sunt absolut sigură că fotografia de eveniment are mult mai multe constrângeri și te obligă la niște compromisuri pe care el nu era dispus să le facă. Vă sfătuiește ce să faceți în cazul în care sunteți fotografi începători și în același timp puteți admira în articol și două din fotografiile lui, cele mai recente și preferatele mele, pe care le postează pe pagina de Facebook și care, din punctul meu de vedere, nu ajung încă la un număr suficient de mare. Dar nu este timpul pierdut deloc, așa că vă invit cu mare drag să vizitați și să citiți articolul. Dacă vă place, poate să-l dați mai departe. Voi lăsa linkul în descriere pe YouTube și pe Facebook. Raul este foarte curios de feedback-ul vostru, atât legat de interviu, cât și de fotografiile pe care le face el. Și ca atare, voi lăsa la finalul acestui vlog și câteva fotografii, ca să intrați așa un pic în the mood, ca să zicem așa, și să vedeți ce tip de fotografie face Raul. Pe lângă acest subiect, vreau să vă spun că am stabilit deja datele pentru tot anul acesta, pentru evenimentul offline de la Creator. Avem 8 octombrie, 5 noiembrie și 12 noiembrie, de fapt. Da, 8 octombrie, 12 noiembrie și 10 decembrie. Deocamdată știu speakerii de la octombrie și decembrie, la noiembrie nu am siguranță încă, dar îmi place să mă organizez din timp, așa că dacă vreți să vă puneți în calendar datele deja și vă aștept cu mare drag, așa cum știți, eu încep promovarea evenimentelor cam cu 2 săptămâni înainte, ca să nici nu uităm până la urmă de ele. Așa că ne reauzim cât de curând cu invitatul surpriză din luna octombrie, care este și luna în care eu m-am născut. Deci chiar o să fie un eveniment foarte drăguț. Bye și ne vedem mâine!